Nu ratați ultima șansă de a prinde bilete pentru Ultima Oră, primul spectacol al stagiunii din acest an pus în scenă de Teatrul Notara din București sub regia lui Ervin Shimshenzon. Actorii sunt gata, povestea e pregătită, iar biletele se vând rapid. Nu mai sunt multe, așa că grăbiți-vă dacă vreți să începeți weekendul în hohote de râs. Spectacolul are loc astăzi la ora 20 la Casa de Cultura Sindicatelor și este accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de auz. Nu ratați așadar ultimele bilete pentru o seară plină de râs.